Oh, shit, man, uite-l pe ăsta. Băi, e real, uitați-vă, se mișcă el, nu-s poze puse, se... Dacă vrei să apari în următorul meu episod, apasă chiar acum butonul de like, abonează-te la acest canal, activează clopoțelul și scrie în comentarii jocul tău preferat, literă cu literă, mai exact o singură literă pe comentariu, fără să fii întrerupt. Iar eu voi alege de fiecare dată 5 oameni care să apară în următorul meu episod. Succes! Salutare tuturor, mă numesc Marius Iancu, sper că aveți o zi minunată, guys, deoarece astăzi facem un nou episod, o nouă reacție creepy la Minecraft. Este vorba despre un creepypasta de pe Minecraft, nu știu dacă ați auzit de el sau nu, dar se spune că este 100% real, adică bro, am găsit sute de videoclipuri cu creepypasta-ul ăsta, însă totodată este foarte, foarte greu de, să spunem așa, de îndeplinit și sunt șanse foarte mari să eșuezi, așa că am ales să facem o reacție în care vă explic exact despre ce este vorba. Și totodată, la finalul videoclipului o să vedeți că creepypasta-ul funcționează. Nu vreau să zic că, următorul lucru, nu vreau să zic că este așa, însă m-am uitat și n-am mai văzut pe nimeni din România să fi făcut un episod de genul. Dacă cumva a mai făcut cineva, îmi pare rău, guys, scrieți-mă în comentarii. Este vorba despre Giant Alex. Da, ați auzit foarte bine și chestia asta există. Alex Gigantul. Cei care știu, nu știu, bro, dacă v-a jucat Minecraft în 2015-2016, atunci era pe versiunile ce se juca atunci, era un giant zombie, bro. Se juca, era un giant zombie, iar acum există acest Giant Alex, care cică este pe o versiune de 2.1.12.2 și pe o anumită hartă de survival, bro. Iar acum o să le vedeți pe băiatul ăsta cum creează o hartă de survival și o să învățăm cum să luăm pe Giant Alex ăsta. Dacă mai vreți să caut creepypasta-uri de Minecraft, apăsați ton de like și haideți să vedem despre ce este vorba, guys. Este ceva foarte, foarte interesant. Minecraft creepypasta Giant Alex. Uitați-vă, așa arată el. Giant Alex, bro. Așa arată el și o să vedeți că chiar există în Minecraft. According to an unknown player, there is a mystical seed on Minecraft 1.12.2 where a Giant Alex lives. Deci știi că după un player neidentificat de Minecraft există un seed, adică un nume de un cod de hartă pe Minecraft 1.12.2 unde trăiește un Giant Alex. Adică tu dacă bagi seed-ul ăla, intri în lumea lui Giant Alex ăsta și poți să-l găsești, bro. Haideți să vedem despre ce este vorba. Bă, sunt chiar foarte, foarte curios. Haideți să vedem. Bun. Giant Alex este o creatură care... Și că e așa de mare, de 12 blocuri. E un Alex de... Fii atent, e un skin default de Alex care are, după cum vedeți, are ochii negri și are foarte mult sânge. It is said that the creature only appears at the end of the fog. The render distance cannot be higher than 2 chunks. Deci sunt niște chestii de Minecraft la finalul fogului, că render distance nu poate să fie mai mare de 2 chunks. Sunt niște chestii tehnice de Minecraft, bro. Tocmai de aceea v-am zis că nu puteam să fac videoclipul ăsta în care să încerc eu, pentru că nu știu dacă reușeam. Uitați-vă la el, bro. It's shadow by simply watching and stalking the player. Deci efectiv ăsta doar te stalkează, adică efectiv se uită la tine, bro. E ca un stalker de ăla, știți, de pe Instagram, de la psihopat. Cam așa e și Giant Alex ăsta. The pictures you are seeing now are the only known screenshots made of this creator. Astea sunt singurele poze pe care erau până atunci, cu creatura, însă după clipul ăsta s-a aflat cum să-l faci și au apărut foarte multe poze. There hasn't been much documentation on this phenomenon to back up in the claims, so I went out to investigate. La ora actuală nu erau foarte multe, gen, nu se știau foarte multe despre chestia asta și băiatul ăsta s-a dus să investigeze. Hai să vedem ce a găsit, bro. Made for entertainment purposes only, adică nu încercați chestia asta. După cum vedeți, s-a spawnat aici pe... S-a dus pe seed și a încercat să-l găsească pe gen. S-a spawnat pe harta asta, bro. I had to try to find the mainland. The first documentation was on mainland. Trebuie să găsească mainland-ul, adică harta propriu zisă, bro. Ok, deci acum face, bă, o harte de survival normală, man. Ok, bă, dar zici că are... Cred că are un skin de... Uite ce skin ciudat are, bro, un skin de Slenderman. Opa, și a găsit un ocean monument de ăla, pe 1.12.2. Haideți să vedem aici în continuare ce se întâmplă. Opa, a mai găsit o barcă, bro. Înseamnă că a mai fost cineva pe aici. Ok. Chiar sunt curios, man. A găsit un nou. Și hai să vedem unde o să ajungă, bro. În cazul în care ați cunoașteți harta asta, nu e ăla, a fost doar o poză. În cazul în care cunoașteți harta asta, puteți să scrieți la comentarii, bro. Să uite, vedeți, acum astea sunt pozele cu el. The area seems somehow similar to the first site. I said to set up camp here. A zis că
să spunem așa, locul ăla era foarte similar cu ce a văzut în clipul cu Giant Alex. Adică așa că s-a pus acolo, a început să joace survival, bro. Și a făcut și își face și d-astea, văd. Și de aici nu mai știu ce se întâmplă, urmează să vedem. Ok, își face d-astea, își face o căsuță sau nu știu ce încearcă să facă. E că vrea să-și facă o casă, bro. Sau un d-asta, uite, deci ia, mamă, un stack de lemn aproape, bro. Ok. Mamă, dar vedeți că ține asta foarte ciudat, se vede foarte întunecat. Deci că să-și facă o casă, man. O casă foarte, foarte basic. Mamă, da, bă, da, numai muzica asta, bro, mă termină. Hai să vedem. Bă, casa arată foarte normal, adică cea mai basic casă, doamne așa. E cea mai basic casă. Da, să făceam și eu când mă jucam Minecraft, bro. Ok, își sparge dirt-ul. Vrea să se... Vrea aici să se instaleze, bro. Și după să zic că să explodeze în continuare. Dar eu zic că ar trebui să dea de niște... Să facă rost de niște marmuri și chestii de genul, bro. Ok, și-a pus și de-aia. Deci arată foarte, foarte logică casa. Până acum niciun semn de ceva paranormal, bro. Mai puțin barca aia, guys. Nu știu, el nu cred că a văzut, însă după cum ați văzut, bro, acolo, era o barcă. Nu știu ce semnifică barca aia, poate o să vedem. I'm looking around, se uită pe lângă să vadă dacă e ceva obscur. Dacă e ceva ciudat pe aici, bro. Haideți să vedem, man. Până acum nimic a ciudat, bro. Nici nu poate să vadă așa de departe că a pus alea pe două ceancuri. Ai grijă, frățeru, o să nu mă mare jumpscare. Oh, what, ce-i aia? Ah, ok. E și rezoluția foarte ciudată. Ok, bro. Oh, shit, man, uite-l pe ăsta! L-ați văzut, bro, pe Giant Alex, bro, era acolo, se uita la el în întuneric. Bro. Uite-l, bro, cum se uită la el. Shit, man. Deci chestia asta chiar e reală. Dar nu se știe seed. Oare seed o fi 6-6-6? Nu cred. Mamă, bro, fugi. Ok, dar I'm terrified. I'm trying to collect some torches to make things brighter. Se duce acum să facă niște torțe, bro. Dar din ce să faci torțe, frățiorul meu? Pune lemn la făcut. Bro, dar nu cred că vine la el. Ba? Mamă, bro. Ok, faci niște charcoal de ăsta, fă niște torțe, frățioră. Mamă, dar sper că nu. Mamă, să nu fie de la, devine din ce în ce mai aproape. Ok, cred că s-a terminat. Cred că totul e ok acum, bro. Oh, shit, e mai aproape, uite-l acolo, vai, bro. Fugi, frățiorul, fugi. Mamă, măi, ce se întâmplă? Deci vine din ce în ce mai aproape. Mamă, nu te mai uita în altă parte, bro, că atunci o să vină și mai aproape. S-a băgat în casa lui. Dar nu cred că o să-l atace. Bă, ăsta e un fel de short horror film pe Minecraft, bă, mă jur. Bă, mă jur de noi așa. Hai să vedem. Ai grijă, frățiorul. Uai, bro, bă, dar ce sunete de... Bă, ce sunete ciudate pe fundal. Bă, ce se tot aude, bro. Mamă, frățiorul, ai grijă. Mamă, frățiorul. Ok. Mamă, bro, Giant Alex seems to have vanished. Ok, deci a dispărut Giant Alex ăla. Nu știu cât de rapid poate să meargă, bro. 100% s-a teleportat, nu a mers undeva. A venit acum înapoi la casa lui, bro. A ales foarte prost locul de casă. Dar am văzut că chestia era în apropierea unui village. Anumite poze și ce zic, poate găsește și el un village. Bro, ce s-a întâmplat cu Minecraft-ul lui? Dar vedeți că și lui merge ciudat Minecraft-ul. Oh, shit, bro, mamă, bă, da, uitați-vă cum se uită la el. Bă, da, ce ciudat, mă. Bă, chiar foarte ciudat. Fugi, frățiorul, fugi. Mamă, bro. Ai grijă, bradăre. Mamă, dar o să vină din ce mai aproape de casa lui, cred. Face rost de torțe. Ai destule torțe, băi. Mamă, ia afară. Mamă, bro, uite-te la el. Bă, da, vedeți, guys, e real. Adică uitați-vă cum se mișcă. Nu-s poze puse sau ceva de genul. Băi, e totul real. Băi, e real, uitați-vă. Se mișcă el. Nu-s poze puse. Se mișcă caracterul. Bă, ce-i asta, bro?
fugi frățiorul. Bro, dar ăla chiar tot se apropie, mă. Ce s-a întâmplat? Ok, a ajuns aici. Ok, guys, asta nu știu când, la cât timp e, dar se vede, se pare că a trecut ceva timp. Și a ajuns aici. Ia, uite-l, bro, iară. Mergi și te stocuiești. Bă, mă, trebuie să-și mișto ar fi să nu știi, bă. Băi, nașpa, și ce zic, adică o chestie tare e, a, băi, chiar foarte tare, n-aveți ce să ziceți asta cu creepypasta cu Giant Alex. Pentru că e, mai există mob giganți în Minecraft, nu-i primul sau ceva de genul. Dar gândește-te, bro, să nu știi absolut nimic despre chestia asta. Adică oamenii care au văzut asta, 99% au căutat-o, bro, știi ce zic, adică au căutat, au încercat să facă anumite combinații ca să le apară Giant Alex. Dar gândește-te să nu știi de Giant Alex și să-l vezi pe ăsta. Păi, dar, bă, bro, nu te mai știu mai creat în viața ta, știi ce zic. Deci să nu știi de Alex, bro, să nu știi ce-i mobul ăla. Mamă, bro, bă, dar ce ciudat e, bro, de ce tot vine după el? Bă, că just keeps following me, creepy meu, da, deci numai îl urmărește, bro. Băi, ciudat, mă, frățiorul, fugi. Fugi, frate, fugi, frate, că e nașpa rău de tot ce se întâmplă zi de acum. Damn, bro, mamă, să nu se întâmple ceva. Ai grijă, bro. Până acum nimic a suspect. Oh, ia uite-l. Bro, dar e ciudată rău de tot. Ok, guys, dar vedeți și că trebuie să fie pe două ceancuri, știi ce zic? Adică ca să nu-l vezi cum vine, cam asta e șmecheria. Dacă te scoți de pe două ceancuri, nu mai e nicio treabă. Mamă, să nu fie aproape de el. E nașpa rău de tot, bro, dacă e aproape de el. Dacă mi-am văzut, perhaps chiar Giant Alex away. Ok, ci credea că dacă se urcă pe ăsta, o să poată să-l sperie pe Giant Alex, bro, și să nu-l mai vadă. De unde cred că e mai aproape ca niciodată acum. Ai grijă, frățiorul. Nu mai aici, bro. Băi, cred că e în stânga, cred că e în spatele tău. Bro, dar uite-te, bă, și mamă, dar nu-ți uită în spate. Să mor. Bro, uite-te la el. Nu mai ce să faci. A fost greșit. De chiar să ne-am informat, ci că creatura s-a urbat la mine pentru mult timp. Ci că m-am logat, gen, am ieșit de pe lume, dar când m-am logat înapoi, nu mai era acolo. Și de atunci niciodată nu l-am mai văzut, guys. Holy shit. Bă, o poveste foarte, foarte mișto. Scrieți la comentarii ce părere aveți despre Giant Alex ăsta, guys. Și dacă vreți să încercăm și noi să facem chestia asta. Eu am fost Maru Siancu, ne vedem curând cu episoade noi. V-am pa pe toți, pa, pa!